see. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. Să nu spui că e pentru mine. Da, cum să nu? Ce frumos! Wow! Uite, mi-a adus un trandafir. Aplauze! Ce? Ecco! Ecco! La bărbato! Uite, se întâmplă și minuni, e singur. De ce râzi, Izabela? Chiar că minuni. Minuni, nu? Poate să rămână singur sau nu. Depinde de voi dacă îi acordați un date acestui mascul feroce care, ce credeți, e și înalt. Aha! Pe lângă faptul că arată și cum trebuie. Să ne spună exact doar cum te numești și de unde vii. Savin, mă numesc și sunt de București. 5 secunde, prima impresie. Piesa, ce trebuie, costuma, vestimentația, atitudinea. Știți exact ce trebuie să faceți. Dar în astea 5 secunde să nu vă ia leșinul. Izabel, dacă vrei afară, poți să ieși la aer un pic? Nu, nu, sunt ok. Să-ți ala de aici. Bun, 5 secunde, da, star vot. Multă baftă. Ce, s-a luat curentul în sat? S-a luat curentul în sat, a? Panoul central la toate fetele s-a scurt circuit. Avem o problemă imediat, stai un pic. Okay. 19 fete, record mondial pentru tine, bravo, felicitări! E înalt, e brunet. Înalt, brunet, niște calități la un bărbat geniale, perfect, exact. Izabel... Ce îmi place? Ce-mi place! Monica! Mi-a plăcut mult piesa pe care a intrat. Exact, piesa pe care a intrat. Și cum arată? Sabina, bun venit printre noi! Pretențioasă, pretențioasă, uite! S-a văzut lumina zilei! Mi-a plăcut piesa, îmi place energia lui și vreau să vă mai departe, vreau să-l cunosc. Da! Woo! Who's bad? Nu te doare tu, fată, coloana când stai așa ca îmbrată? Nu. Că... Așa am fost învățată. Da? Da, eu stau dreapte. Eu stau așa că am ce fost scolioză lombară, de aia să nu crezi că stau... Ce-ți place? Stau nu, nu stau așa. îmi place și numele lui, pentru că numele lui mama, de fată mare, tot e Savin. Dar că se pronunță de... altfel. Da? Și a rămas tot așa de când nu mai e fată mare, acum cum e numele? Ciobanu. Ciobanu. Maria? Todo. Todo. Îmi place vocea lui. Tu începi să te roșești pe aici. Păi dacă îmi place. Se întâmplă niște lucruri. Te iei la trântă cu asemenea specimen. Trebuie să vă uc cu apă ca să vă mai... Cu strigături. Nu? Cu strigături. Ce-ți place la el? Îmi place, e un bărbat munte, cum și vreau. Munte? Da. Munte. Ăștia mai cu câmpie și ăsta așa, nu? Las! Îmi place totul plus tatuajul. Plus tatuajul! Îmi plac papucii. Îi plac papucii, bravo! Liviu, la prima vedere, ce trebuie. Îți dai seama. Ideea este că mi se pare cunoscut din vedere. Poate și aș vrea să-i văd bun... filmulețul de prezentare să mă gândesc între... L-ai văzut sau poate l-a avut un șpriț așa, n-a mai ținut cont și a zis... A... Nu sunt cu șprițul. Nu ești cu șprițul? Nu. Este un tip atrăgător și îmi place vestimentația pe care a ales-o. Tot! Îmi place la tine tot și mai vine aici un pic! La Antonia, tu te-ai aranjat așa doar pentru el? Pentru cine e să mă placă și pe mine, nu pentru, pentru special el. Pentru tine și după aia să văd exact. Da, îmi place de el, atitudine are, vibe are. Vibe, bun! Frumos! Cam înăltuț, are barbă.
Și nu pare... mie vestimentația nu mi-a plăcut. Nu. Începe și tu cu ăștia, mai îți explic eu. Sei bellissima, amore. Bellissima, amore. Și tu, Cătălina, la fel ai rămas pentru că... Lasă, 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 spui la publicitate. Îmi spui la publicitate. Oare de la Ciofi? De la Trandafir? Cu filanțul, nu mi-am luat și eu lanț de ăsta când eram mic. Bun! 19 fete vor să te cunoască, să-ți ofere un date. Acum tu ai un filmuleț de prezentare, da. Te cunoaștem un pic mai bine. 5 secunde să vă trageți aerul în piept. Hai, hai, cu mine. Și... și încă o dată. Bun, votați doar pe parcursul filmulețului. În caz de aveți probleme ceva, ridicați două degete că vin băieții de la ambulanță, suntem safe. Votăm! Star vot! Multă baftă! Mersi. Sunt în București, sunt hairstylist de meserie și dețin un salon de coafură. Fac treaba asta de aproape 9-10 ani de zile, adică făceam și facultatea în același timp, știi, și am zis, bă, n-am nimic de pierdut, știi, dacă mi-iese sau nu mi-iese, până la urmă am timp suficient până mai târziu să mă apuc de altceva în caz că nu mă descurc. Dar mi-a plăcut, a fost destul de interesant, am fost atras de chestia asta și... și uite-mă astăzi. Sunt genul de persoană activă. Adică dacă mai pune la un birou, mă omori. Nu pot să lucrez acum. Iau birou, l-arunc și sare și eu după el, știi? Vedeți, mă, fetele, mi-am tăiat ceapa, mi-am tăiat tardeiul, le-am pus la calip. Când am timp, îmi place să gătesc. Ta-ta-ra-ta. N-am fi complicated. Din punctul meu de vedere, dacă n-aș fi luat-o spre zona asta de păr, m-aș fi dus spre zona de bucătărie. Cel mai simplu sos pe care îl poți face vreodată. Pun un pahar de vin și mă pun acolo la șemineu în față. Înainte să-mi cumpăr case, de exemplu, mi-am cumpărat cuțite și tigăi. Sunt Savin și te invit la un vin. Mă distrez mult, îmi place să fiu ha-ha-ha și hi-hi-hi. Îmi plac motoarele, îmi plac sporturile, mă dau cu placa, îmi place să mă cațăr în pădure, să fac chestii de genul ăsta când am timp. Adică sunt pro-sport, cum totdeauna am fost. Adică mi-ar plăcea ca și tu care ești acolo și te uiți la filmulețul ăsta, să faci lucruri de genul ăsta. Sau măcar să fii deschisă să încerci, nu neapărat să le faci, că poate n-ai avut ocazia până acum, știi? Felicitări! 16 fete au zis da, vor să vină la un date cu tine. Gătești, hairstyle, ce să mai, ce să... Ce, uite, chiar sunt curios, dacă și tu ești curios, să le întreb. Să le întreb, uite, pe Maria. Eu sunt deja energică, îmi trebuie o persoană mai calmă, să fie echilibru. Sână-apei. N-a fost, draga mea, stai liniștit. Deci, nu le-am cu sporturile extreme. Am mai spus-o și altă dată. Deci, cu timpul liber în partea asta cu sporturile extreme nu sunt. Dar și poți să stai în cameră, să-l aștepți. Când vine de la sport extrem. N-ar fi frumos, nu, nu. Zi, draga mea. Avem foarte multe lucruri în comun. Coafură, gătit, ski, sport extrem. Arată bine, arăt bine. Ce da, bine. Exact! Ce poate fi mai frumos decât să ai o grămadă de fete care vor să se întâlnească cu tine la un date și tu să ai ocazia la un moment dat să alegi între ele. Dar, până la treaba asta, mai avem o singură probă și tu în proba asta... nu știu dacă știi, ai un filmuleț în care un prieten de-al tău vorbește despre tine. Ce poate să fie mai frumos decât un prieten care poate să fie invidios sau nu pe tine, să te pună într-o lumină bună sau nu? Vedem, un prieten adevărat nu face asta, am înțeles că e prietenul tău bun. Acum sunt curios să văd ce filmuleț avem. Și eu sunt curios. Și tu ești curios? Bun! Și fetele cred că sunt curioase, așa că... votăm doar pe parcursul filmulețului, aflăm ce are de spus prietenul lui și vă spun multă baftă, fetelor, și ție la fel! Baftă! Salutare, numele meu este Cristian și sunt prieten cu Savin cam de 2 ani de zile. După părerea mea este un tip minunat, este un hairstylist extraordinar de bun, un tip cu înfățișare mișto, este un prieten de nădejde, mereu te ajută, mereu este super săritor și
pe deasupra, cel mai important și cea mai importantă calitate a lui este că este amuzant. Pe mine mă amuză foarte tare și sunt sigur că fetele care vor ieși cu el la date sau fata care va alege să iasă cu el la date se va distra extraordinar de tare. Dar aveți grijă că atunci când el râde, se cam zbuduie așa toate clădirile împrejur. E tare, alegeți-l, e minunat. Are dreptate. 16 fete și una cu mâna pe sus. Dacă nu mă alegi pe mine, poți să ies cu prietenul tău? Să-l întreb. Măi, cât să vă mai învăț? Cât să vă învăț? Nu așa din prima, tu! Să ies mai întâi, să fii mai... Îți miroase, nu vrei? Și după aia să vine el... Mai știm noi de a luat acasă Adriana prima oară omul și n-a fost cum trebuie. Lăsați mai așa un pic. Uite, vezi, acum trebuie să... El o să decidă. Ali! Bravo! Cum stăm cu tensiunea? E totul ce trebuie? Că nu prea. Nu prea? Nu, s-a cam ridicat. S-a ridicat un pic? Și la tine? Și la mine. Cred că și la el. Federica, la fel e. Pace, voglio baciare. Dă-mi un băciu. Dă-mi un băciu. El gătește, eu, Doamne ferește. Aia da. Iza, mai spune-mi așa ce-ți place. Ce-mi place? Nu-ți mai mușca buzele, că nu o să mai bea omul, ce mai pupe. Sunt curioasă dacă ar vrea să sară cu parașuta. Că îmi caut de mult timp pe cineva și n-am găsit un om curajos așa. Îl întrebați la date, dacă ieșiți cu el la date, îl întrebați o grămadă cum îți place, cum vrei să gătim. Este bărbatul... El este așa, îmbrăcat, așa? Da, da, da. Să arate așa? Da. Idealul în viața ta este bărbat. Idealul în viața voastră asemenea specimen? Da? Ce-ți pare rău, zici că te-ai... Stai un pic, că nu s-a terminat încă. Poate te alege pe tine, sau pe tine, Diana. Sau pe mine. Alexandra, iau-te, sau pe mine. Pe mine. Bun! Cum e? Oare cum e? Doamne, doamne, de ce nu era emisiunea asta și pe vremea mea? Felicitări, dragul meu! Mulțumesc. Ai 16 fete care sunt pregătite să iasă cu tine la un date. În momentul ăsta puterea este la tine. Tu ai un trandafir. Vreau să îmi oprești 14 pupitre, să-mi luași doar două aprinse și după care alegi care va fi aleasa ta pentru date. Alege și tu cu... Sunt 16 fete, e un pic am complicat, da. Crezi? Da, frumos, ce să zic? Să se înțeleagă, nu am nimic cu nimeni, da? Da, exact. La el acum a venit Moș Crăciun. Cam asta e senzația, eu cred că asta e senzația. Cred că asta e ce simte un bărbat. Dacă apăs roșu, asta nu înseamnă că tipa nu este mișcă. Să ne înțelegem, da? Da? S-a stabilit. Multă baftă, puterea este la tine! Bună. Nu, sunt și eu mică. Bună. Mai am, nu? Complicated.
Ah, complicat. Nu, deci ține nu... bine de el. Așa. Parapantă, ziceam. Parașută. Parașută, a? Aștept cineva? Un pupitru! Trebuie să-mi stingi încă un pupitru! Scoate-o pe ea! Scoate-o pe ea! Scoate-o, Alexandra! Scoate-o. Taci din gură! Ai văzut? Dacă tăcei! Nu! Nu-ți da drumul! Să vedem pe aici, pe aici, pe aici! Nu-l găsești! Găsim, 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 găsim! Nu ți-l dau! E sărata? Da, da, da. Ea chiar te vrea. Da, dar ea face sport. Și eu fac sporturi, nu-i problemă, mă dau drumul. Apasă un buton, lăsați omul să apese. Nu, te rog, nu. Apasă tu. Nu vreau. Ești rău. Da, cum? Vino cu asta, vin. E complicat. Da, rău. La cât de mare bucurie e aici când ai 16 pupitre aprinse, atât de mare e cumva dezamăgirea când apeși butonul. Dar cum? Sângele, apă, nu se face! Cum era? Canel și Iacu? Cine era de și-au dat în cap? Cain și Abel? Știi cum e? Știu ce vreau și știu ce-mi doresc, aia e. Ce să-i spui? Auzi, închide ei. Cum adică? Care este faza amuzantă? Pe fratele meu îl cheamă Alexandru, iar eu sunt Adrian. Da, dar unul dintre voi care parchează primul în față la fete, ăla trebuie să rămână, că după aia nu se mai e cu... Deci, vezi, Alexandra, cu cine sapă butonul. Felicitări. Iza, Adriana. A fost greu, Izabel? Da, nu le-am întrebat pe toate cu sportul. Nu știu, am terminat ANEFS-ul. Ce crezi, fac sport sau nu? Face. Vicecampioană la gimnastică. Vicecampioană la gimnastică. Adriana, Isa au rămas aici în cursa către acest date. O întrebare pentru fete, să fie mai ușor să alegi sau cum vrei tu? Sau cum vreau eu? Da, să faci cumva să fie ușoară alegere. M-am întrebat să fie chiar interesantă. Yeah. Eu vreau copii. Bun. Vreau să știu ele câți copii își doresc. Numărul copiilor pe care își doresc. Da. Bun, aveam aici copii deja făcuți, dacă tu erai o problemă, mai făcea tu. Și mai făceam unul, nu era problemă. Doi. Trei! Trei făceam! Alexandra! Alexandra! Trei făceam! Liniștește-te un pic, că e închis. No. Iza! Da. Câți copii? Aș vrea o fată și un băiat. Doi copii, o fată și un băiat. Adriana? Eu aș vrea o fetiță, dar nu deocamdată, pe viitor. Pe viitor, nu deocamdată. Bun! Dacă ești mulțumit de răspuns și dacă ți-au fost... Ți-au ajutat. Era o întrebare, eu decid ce-i cu ea. Exact. Noi decide eu. Un pupitru îl stingi și, bineînțeles, pupitru pe care tu o să-l lași aprins va fi date-ul tău. Ok. Vreau să spun, înainte să te duci spre fete, una dintre fete ne-a declarat la casting că este impulsivă. Bafta! Bafta. Mersi. Tu ești susținătoare acum? Da. Vreau să te aduc acasă, să vezi ce-ți fac. Alexandra, vrei să rămână în familie? Du-te la pupitrul tău! Îmi place situația asta. Nu?
Ce faci? Bine, tu? Pot să vină amândouă una lângă cealaltă? E ok? Și mă duc eu și apăs. Nu merge? Nu merge. Am înțeles. Tu trebuie să stingi pupitru. Nimic, ați faceți o piruetă. Faci o piruetă? Nu? Te vezi, ea nu vrea să iasă. Dar totuși, da? Pupitru pe care îl vei stinge. Hai că e blondă, brunetă, trebuie să știi ce vrei, nu? Nu. Ei sau lui ai zis? Amândoi. Mai mult lui, că ea oricum vine cu mine. Felicitări! Felicitări, draga mea! O să-i dau trandafir. Da, te rog! Sper să fie cu noroc de data asta pentru tine. Noi am încercat, atât am putut. Uite, atât am putut pentru tine, ce să zic. Felicitări, un bărbat mișto! Mișto, sunt mișto! Pe românește, limba asta noastră frumoasă, sunt frumoși amândoi, sunt exact ce trebuie. Mergeți în casa noastră, acolo aveți pregătit din partea noastră primul date, după care e decizia voastră dacă rămâneți sau nu rămâneți. Nu mai tremuratul, fii un pic mai dură la început, ce-i cu tine? Și dacă vrea acasă, să nu le iei de prima seară. Ține-mi, mine! Bine? Aveți grijă unul de celălalt. Bravo, luați-vă de mână și sus pe scări! Bravo, felicitări!